Aș vrea să vorbim astăzi despre rugăciunea centrată pe Dumnezeu. Mai mulți oameni m-au întrebat, Semi, tu cum te rogi? Sau mi-au spus, Semi, câteodată mă lupt ca să mă pot ruga. Tu cum reușești să te rogi? Ei bine, unul din lucrurile care m-au ajutat în viața mea de rugăciune a fost să încep rugăciunea nu concentrându-mă în primul rând pe mine, ci pe Dumnezeu și pe cine este El, ca astfel să-i dau Lui toată slava. Toată creația mărturisește slava lui Dumnezeu și implicit și eu trebuie prin rugăciunea mea să-i dau toată slava. Așadar, când încep rugăciunea, concentrează-te pe Dumnezeu. Când Domnul Iisus și-a învățat ucenicii să se roage, i-a învățat ca să deschidă ușa rugăciunii având privirea țintită asupra lui Dumnezeu și cine este El, Tatăl nostru, care ești în ceruri. Sfințească-se numele tău. Și tot așa Hristos a mers mai departe și a învățat și alte lucruri. Dar în primul rând, i-a învățat să se concentreze asupra lui Dumnezeu. Dacă citești psalmii, vei observa că toți psalmiștii fac acest lucru. Ei îl înalță pe Domnul și îl proslăvesc. De exemplu, psalmul 145 vorbește despre cine este Dumnezeu și cât de măreț este El în felul în care lucrează. Așadar, ce îmi place mie cel mai mult este că atunci când citesc câte un psalm, încet, încet privirea mea nu mai este îndreptată asupra mea, ci asupra lui Dumnezeu. Și ceva se întâmplă atunci când te concentrezi asupra lui Dumnezeu. În Biblie găsim scris că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Dumnezeu își găsește plăcerea în mijlocul oamenilor care laudă și îi se închină. Tu și cu mine am fost creați tocmai cu scopul acesta. Așa că atunci când ne concentrăm atenția asupra Lui și începem rugăciunea în felul acesta, are loc ceva uimitor. Așadar, începe să citești cuvântul, apoi poți să asculți în timp ce citești puțină muzică în căștile de la telefonul tău și mă gândesc la o muzică bună care este centrată în Dumnezeu și bucură-te de prezența sa. Lucrul acesta îți poate transforma viața și modul în care te rogi. Așa că te încurajez chiar astăzi să te rogi, concentrându-te asupra lui Dumnezeu.